Sper și doresc ca activitatea să se desfășoare într-un cadru cât mai prietenic pentru toți copiii. Sper ca în urma acestei activități copiii să rămână cu unele competențe pe care le-au dobândit în perioada acestor activități. Vă doresc mult succes și doresc ca la sfârșit să rămâneți cu o impresie frumoasă despre activitatea desfășurată la școala Simeon Balint. Vă rog să-mi permiteți să dau cuvântul doamnei inspector Chicinaș Luminița de la Inspectoratul Școlar Județean. Grazie, stimați colegi director și în ultimul rând profesor, mă bucur pentru oportunitatea de a călători în acest an calendaristic pe zona Tuzla prin intermediul proiectului comun pe care l-ați dezvoltat. De fiecare dată activitățile organizate au fost diferite și fiecare a surprins în mod plăcut prin idei și teme distincte și diverse și presupun și aștept cu nerăbdare ca și activitatea de astăzi de la Școala Simeon Balint din Cococeni să ofere astfel de surprize. Pentru că mai este doar o lună din acest an minunat, an internațional al astronomiei, mă bucur și pentru că diversitatea activităților și produselor pe care le-ați desfășurat în acest proiect educațional interșcol va fi cuprins în raportul județului pentru anul internațional al astronomiei. Sesiunile de evaluare urmând să se întâmple la finalul lunii decembrie și probabil prin chestionare ale organismelor astronomice internaționale și pe durata anului lunii ianuarie. Pornind de la un fapt real, frumusețea naturii, seninul unei zile de vară, universul plin de mistere, scriitorii transfigurează prin actul creației o altă lume, lumea propriei lor imaginații. O rog pe colega mea, Alexandra, de la Școala Cococeni să spargă gheața. Teaua despre care vreau să vă povestesc era singură, pentru că nu avea cu cine să vorbească, să se joace, nu avea pentru cine să lumineze. Toate celelalte stele erau foarte departe, își petrecea timpul privindu-le, licărind în depărtare. Uneori încerca să le strige, dar ele nu se oboseau să-i răspundă pentru că o considera prea mică și copilăroasă. Astfel, steaua noastră stătea și le asculta discuțiile și se minuna de inteligența celorlalte stele. Și-a încălecat în nebunoasă și sper că v-am spus o poveste frumoasă. Luceafărul. Cobor în jos, luceafăr blând, alunecă plorează, pătrund în casă și în gând și viața îmi luminează. Misterele nopții. Când din stele uroase, noaptea vine în cintișor, coaie umbre suspinânde, coaie simțe șopotinde, coaie vise de amor. Câte inimi în plăcere își desaltă ușurel, de pe cât de dureroase, când îi mistic le apasă, când îi blând din cetinel. Două umbre albicioase, ca și fulgii de nisor, razele din alba lună, mi le întorc din împreună pentru întregul viitor. Lumea senină, lunea cea plină și marea lină, icoana-i sunt, ochii mei o cartă, în lumea lată, cu mintea beată, eu plâng și cânt. Sonoroase păsărele. Sonoroase păsărele, pe la câmpuri se adună, se ascund în rămurele, noapte bună. Peste a nopții feierie se ridică mândra lună, tot e vis și armonie, noapte bună. Un luceafăr. Un luceafăr. Un luceafăr înzestrat cu mii de raze, în viața de întuneric a făcut ca să se vază. Eu primind acea lumină, ca din visul mă deștept și cu brațele amândouă câte gând seamnă drept. Zor de ziua se revarsă peste vesela natură, prevestind un soare dulce cu lumină și căldură. În curând și la mare, pe exemplu la urit, sorbind noua dimineță de pe câmpul îndrezită. El se înalță de trei pe cerea scamă pe scală și cu raze mi se rută O lume vine, o alta trece, o nebunie se tot petrece,
s-a petrecut de la început, s-a tot știut, dar nu s-a întâmplat. Pentru a ilustra sentimentul nostalgiei cosmice, al năzmeții de a vădea din izolarea oasei terestre, de a cunoaște terorile inaccesibile ale atomului. Iau apitat cerul, fenomene ale naturii, elemente astrale, din dorință de a răspunde la întrebarea legată de formele ce îmbracă acest vas necunoscut, Universul. Animația lor și-a folosit cu uimitoare forță opere de pătrundere a tainelor Universului. În lucrările lor a folosit cu meșteșug, culori și punza, atribuind fiecărui sentiment astral câte culoare. Obiectivitorului se bucură de privilegiul de a contempla astfel de tablouri și de a se mimura de coloristica lor. Prin ceea ce ne-a lăsat moștenire, pictorii ne-au arătat nu numai că Universul este mai stran decât ne imaginăm, ci și că este extraordinar, mai complex și mai colorat decât ne-am putea imagina. Artiștii plastici reflectă în lucrările lor nu atât elementele naturii și ale Universului, cât reflectă al Universului, cât atmosfera care ne înconjoară și asta le dă o aură de mister. Pictorii pot contempla stele ce se îndesc pe cer ca niște roți cosmice, apusuri de soare însângerate, copaci poleiți, galbenul cald și luminos al soarelui, peisaje nocturne care spiralele de lumină străbat cerul ca niște valuri, coroane de copaci ce par flăcări datorită reflexiei luminii, luna argintie sau întunericul unei eclipse. Toate ne bucură ochiul și ne încarcă sufletele de bucurie. La o concluzie, putem sublinea că pictorii nu pictează neapărat de natura sau cosmosul sau planetele, din perspectivă științifică. Mai degrabă, ei călătoresc cu imaginația și culorile prin spații diverse, în cer sau pe pământ, făcând un reportaj la un fel de zbor. Și-au mers după câte știm, până la Doresc să o invit pe doamna inspector Chicinaș Luminița să spună câteva cuvinte
despre acest parteneriat. Mulțumesc, dragile, dragi colegi. Mă bucur că am participat la majoritatea activităților care s-au desfășurat în proiectul Misterele Universului, ca și la celelalte activități și de data aceasta ceea ce ați pregătit a fost surprinzător și pentru 2010 promit celor care... Deci vă promit că în 2010 să ne vedem eventual pe varianta concursului Astronomicus, pentru că e păcat ca ceilalți colegi voștri din județ să nu aibă ocazia să vadă lucrurile minunate pe care voi le-ați pregătit în acest an școlar. Vă felicit și vă doresc să vă tot felicită. Țin să felicit toate echipajele din școlile sus menționate care au participat la acest proiect. Vreau să vă doresc multă sănătate, fericire și sper să ne întâlnim în continuare, exact cum am spus către toți copiii, doresc ca anul viitor să facem noi parteneriate.